proiect inventat și deoarece ieri ne aștepta, astăzi am cerut 15 minute pentru ca să discutăm confidențial și ne-a rugat să-l însoțim juridic, să-l ajutăm să întocmească plângeri împotriva de atragere la răspundere penală a guvernului Plahotniuc în jurisdicția română și a Federației Ruse, având în vedere faptul că Plahotniuc aia deține cetățenirea acestor două state, iar Platon ne-a comunicat astăzi, deși foarte pe scurt, fără detalii, într-o întrevedere de 15 minute, asta nu era posibil, că intenționează să solicite procurorii generali, atât din Federația Rusă, cât și din România, să pornească urmărirea penală împotriva cetățeanului țărilor lor, Ulinici, Plahotniuc în România și Plahotniuc în Federația Rusă, având în vedere circumstanțele pe care Platon le poate pune la dispoziție.